Le-am povestit din activitatea mea de colecționar de minerale, de flori de mină, ca așa le spun minerii, pentru că sunt frumuseți ca și ei. Și în viitorul apropiat ei vor fi turiștii care să străbată munții noștri, metalifierii ai Dogneții, care merg până la Bocșa, drumul lui împăratul Traian, care nu a intrat prin defileul Dogneței când a venit cu trupile lui să ocupe Berzobisu, ci pe culmea munților, pentru că dacii așteptau, nu i-au așteptat prietenește, pentru că i-au venit să ocupe Dacia. Și în traseul lor au văzut sute de fântâni, puțuri. Dacii scoteau minereu unde lua foc pădurea și ardea un copac. Acolo se topea unele roci, rocile de aur, de plumb, de cupru și cel mai greu se topea fierul. Dar ei au aflat că focul îi ajută și au făcut cuptoare mici în care puneau cărbune de lemn și stratul de minereu de fier măcinat ca boabile de porumb și de jos făceau foc și când ajungea în partea superioară, jos curgea metalul. Metalul ei nu îl prelucrau dacii, că nu îi interesau decât pentru arme. Asta făceau ei armele, dar îl vindeau la greci și la romani. Și romanii i-au spus la zona aceasta a munților Dogneții centum putin, cea cu 100 de fântâni. Aveți idee câte exponate, câte pietre, câte flori de mină aveți în muzeu? Asta e foarte greu, că acum le-am dat anul trecut 110 piese pentru un muzeu la Bocșa, va fi, ei au bani primăria și vor face o clădire corespunzătoare și la inaugurare o să invit ca să vină să ne cânte flăcăii ăștia la inaugurarea muzeului. Și cum vă simțiți la 92 de ani? Între mineralele mele eu mă simt foarte bine și vă spun că cuarțul meu m-a ajutat toată viața. Îl țineam în mâna stângă când am avut o problemă și mi s-au rezolvat problemele. Muzeul meu n-a falimentat niciodată, că a fost ajutat de prietenii mei, de copiii ăștia care vin la mine și pun în olcuța asta și câte ceva, cât le rămâne lor de la înghețată, de la prăjitura aia, și trăiește muzeul meu. Dar dacă nu este om al binelui, corturile nu te ajută niciodată. De-aia eu vă... Noi am venit la Neacostică să facem bucurie, să aducem bucurie în suflet. Am venit cu 30 de copilași de clasa 1 de la liceul Diaconoviștiț, cu un buchet de cântece și cu niște dansuri populare germane. Îi coordonează pe elev Mariană Șinelu Florea și doamna profesor Adriana Ponoran, corul. Eu am venit astăzi aici pentru că am venit să cânt pentru domnul Briescu și ca să... atât. Ești pentru prima dată aici? Da. Și ce ți-a plăcut ție aici cel mai mult? Ce ai văzut? Piesele astea îți plac? Da, foarte mult. Ai văzut un an mod special care ți-a plăcut? Nu, toate sunt speciale. Aha, hai să te mai bine. Ce ți-a plăcut aici?
Eu aici am admirat, am cântat pentru domnul Gruiescu și în plus... Ce știi despre domnul Gruiescu? Ce știi tu despre el? Cine e? Ce a făcut el aici? Eu știu că el a organizat această... această expoziție. Și ce, ce ai văzut aici în expoziție? Flor de mină. Ne spui și tu? Când? Pentru cine? Pentru domnul Gruiescu. Ce ai văzut aici la domnul Gruiescu? Flori de mină, foarte frumoase, toate sunt foarte frumoase. Ați fost până acum aici? Nu. Da. Am mai fost într-o peșteră care avea două tipuri de flori de mină. Pietre de mină, adică. Și aici ce ai văzut în peșteră? Da, sunt alea de acolo și alea de acolo. Și în peșteră cum e? Da, și aici e frumos și de prima dată am venit și vreau să spun cum se cheamă aceste două pietre. Ametist, cea mov cu alb, și citrit, cea galbenă cu alb. Nu știu care vor să le iau.
mare. Hai cu mine. Să cunună tinerii. Da, da. Acolo iară la zilul de bătrâni, bruschet de fetele, că astea nu vă iartă. L-am văzut eu la forumul german, o fetiță cum i-a dat un picior în fund, în loc. Și sigur că voi greți am jucat cu zeul, dar eu eram bolnav de plumări. Și în tineret, venit acasă, a venit un prieten la mine care era bijutier, zice, stai că eu îți fac un fasung așa de prințește, o montură la corp. Am făcut o montură, că noi nici asta nu știm să facem, numai voi o să faceți atelierul vostru, o să facem. Și ăsta am umblat toată Europa. Cu alți prieteni, povestea e prea lungă, sunt niște coarsuri care la Muzeul Național, fizologii de acolo stat bipiramidale pe dumneavoastră, era dorul cu și țarul Alexandru al II-lea a primit numele Alexandru. Eu sunt prezător că o să mă îmbogățesc odată. Găsesc eu o comoră și atunci o fac o clădire. Vă primesc așa cum trebuie. Eu că aveți apă de la Boboteaza. În apă Sfințește, dar a făcut cineva mâna pe el, dar îl păstrați numai pentru voi, bine așa. Și cam asta sunt poveștile mele. Minereul de fier era câte o vitină din astea de ale mele, de ale mari, o groapă în piatră astea. Și în argila aia erau piesele astea ca duplică, așa. Și ei nu au căutat, nu i-au interesat astea mici. Căutau piese mari și nu au fost piese mari, erau numai plecuri. Arunca de pe mână pe perete argila aia, Terra Rossa, și lovindu-se de perete se rupeau în două. Nici primește Universitatea Musafirii care vin din străinătate. Asta e donația. Acum să vedem ce au pregătit ei pentru... Cu mulți ani în urmă, când am fost la Dognești la niște ieșiri și am vizitat exponatele lui dumnealui,
că era într-adevăr de o raritate, ceea ce puține găsește în Europa. Cred, nu știu dacă mai fi și în altă parte așa o expoziție de mineralogie. Și cât ați plătit? Pe vremea aia n-am plătit nimica pentru că na, am intrat ca tineri. Nici acum nu se plătește pentru nimic. Pentru că este muzeal ca în casă, deci nu e o chestie din asta pus afară. Deci în expoziție mare. În casă la el, în camere, în diferite camere. Mi-am văzut multe cristale din ăsta, multe, multe lucruri foarte, foarte frumoase. Nu sunt mineralog ca să le cunosc. Mulțumesc foarte mult. Spuneți-mi ce știți de Neacostică Șocnea de Fier. Îl cunosc de când eram copil. Știu că făcea colecție de flori de mină și are un muzeu unic în lume, sau cel puțin în Europa. Este o colecție extraordinară, oamenii au ce să învețe de la dumnealui, este un om cu o cultură vastă în domeniul mineralelor și e foarte frumos acolo, merită vizitat. Spuneți-mi, ați văzut colecția de minerale? A lui Neacostică. Da, am fost la Ocna de Fier, am avut privilegiul acesta, cred că fiecare dintre noi ar trebui să treacă o dată pe acolo și să stea de vorbă cu Neacostică, pe care personal îl consider un nestemat al Banatului. A reușit de-a lungul unei vieți să adune atât de multe comori ale pământului și ceea ce e cel mai important, le-a expus într-un muzeu, astfel încât mulți să se poată bucura de ele. Cât ați plătit când ați fost la muzeu? Nimic. Din câte țin eu minte, nimic, ba din contră, am plecat cu o floare de mină de la Neacostică, pentru că un lucru interesant, cunoaște povestea, are cred că mii de nestemate acolo, cunoaște povestea fiecărei pietre pe care a scos-o. Și întotdeauna la plecare, pentru cei care vin, are o bijuterie din aceasta a pământului pe care o face cadou din toată inima și din tot sufletul. E un lucru ce ar trebui păstrat de noi pentru copii și pentru nepoții noștri, pentru a se bucura și ei de toate aceste frumuseți. Ce știți de colecția de minerale de la Ocna de Fier? Am aflat mai de mult, acum cred că 30-40 de ani. Și am avut și câteva minerale și am și văzut colecția. Și cum într-o excursie. Ok, adică e o chestie care e deosebită. Adică... Hai, două secunde, mi-e trebuie oameni deștepți pentru reportajul ăsta. Să spuneți două cuvinte de colecția Neacostică Gruescu de la Ocna de Fier, de la Minerale. Ați fost la muzeu? Nu. De ce ați auzit de el? Doar ce am văzut la televizor, dar puțin. Deci chiar nu cunosc, îmi pare rău. Mulțumesc, sincer. Ați fost la muzeu de minerale de la Ocna de Fier? Nu. N-ai fost? La Neacostică, la Neagruescu? Nu. Facem, dar ce ați auzit de el? Facem un să rămână. Spune-mi două cuvinte. Ce știi de colecția de minerale de la Ocna de Fier, de la Neacostică? Nimic. Ai fost? Nu. Dar ce ai auzit? Știi de ea că există? Da, am auzit la școală. Și? De la proful de geogra. Și vrei să mergi? De ce nu? Mulțumesc frumos. Ocna de Fier, de la Neacostică Gruescu. Mare lucru, nu? Am fost acum câțiva ani. Da, ce s-a mai întâmplat acolo nu știm, că nu prea circulăm în zona respectivă. Da, v-a plăcut ce ați văzut? Da, 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 mai este? Mai este? Mai este, păi na, e bine să meargă toată lumea. Noi nu prea mai circulăm pe parte, am fost cu ani în urmă, mai, când treceam spre, de la Carașova, spre, mai treceam și pe acolo. Mulțumesc frumos! Puneți-mi, ați fost la colecția de minerale de la Ocna de Fier? Nu. Ați auzit de ea? Nu. Știți că există un muzeu? Vă spunem noi acum. Bine, dar nu știam. Mulțumesc frumos, să rămână. Ce de minerale de la Ocna de Fier, de la Neacostică? Nu am fost niciodată. N-ai fost? N-ai auzit de ea? Da. Mersi. Ați auzit de colecția de minerale de la Neacostică Gruescu, de la Ocna de Fier? Da, da. Ați fost? Nu, n-a fost. Ce ați auzit de ea? Ce știți de ea? Păi nu știu atâtea lucruri despre ea. E o atracție turistică. Da, este o atracție turistică și este foarte frumos. Mulțumesc!